Bună ziua! Sunt Emma Patrici și vă invit să aflați când să folosiți semnul de punctuație două puncte. Mihai și tatăl lui gătesc împreună o supă. Tatăl îi spune lui Mihai, pentru supă avem nevoie de următoarele legume. Un morcov, o ceapă, un cartof, și frunze de pătrunjel. Ați observat semnul de punctuație de la sfârșitul primei propoziții? Sunt două puncte, unul sus și unul jos. Folosim acest semn de punctuație pentru a anunța că urmează spusele cuiva. În text, semnul două puncte a mai fost folosit și în alt scop. În a doua situație, semnul două puncte arată că urmează o enumerare, respectiv lista legumelor pentru supă. Acum e rândul vostru. Transcrieți pe caiet textul următor și așezați semnul două puncte la locul potrivit. Opriți acest film pentru a scrie, apoi porniți filmul și corectați-vă. Mihai îi spune tatălui său. Aș vrea să punem în supă și alte legume. Boabe de mazăre, puțină țelină, un ardei și o roșie. Verificați dacă ați scris corect. Mihai îi spune tatălui său. Două puncte. Aș vrea să punem în supă și alte legume. Două puncte. Boabe de mazăre, puțină țelină, un ardei și o roșie. Să ținem minte. Semnul de punctuație, două puncte, anunță vorbirea cuiva sau arată că urmează o enumerare. Pe data viitoare! Știați că și supa are o zi internațională. În fiecare an, în data de 5 aprilie, este ziua internațională a supei.